un subiect pe care vreau să-l dezbatem puțin legat de stadionul Dinamo, pentru că suporterii sunt nerăbdători. A venit anul trecut anunțul, s-a predat dosarul, numai că demolarea stadionului încă nu are loc. Suporterii sunt nerăbdători. Atât de nerăbdători încât vor avea surprize să asiste la demolare mai repede decât se așteaptă. Va avea loc demolarea până la urmă anul acesta? În prima parte a anului. În prima parte. Deci am fi în target... Cam acolo unde s-a discutat, plus minus săptămâni. Uite, întrebare, se adevărat că s-a amânat finalizarea studiului de fezabilitate pentru reconstrucția, dar nu mai apare restul comentariului. Nu. Știu că au fost. S-au făcut măsurători de adâncime, de densitatea solului, s-au făcut cam o săptămână a durat totul. Sunt în termen, totul este în termen. Deja se pregătește licitația pentru firma câștigătoare a procesului de demolare. Eu zic că nu ne apucă jumatea lunii iunie, în niciun caz. Ar fi tu mai pomenit că ar veni, nu știu, ar veni veștile bune una după alta. Da, eu știu foarte bine ce ar însemna acest lucru, ar însemna iarăși o emulație. Emulație. Oricum, emulație se simte, un vibe pozitiv, e clar că lucrurile merg în direcția dorită. Pe mine mă bucură foarte mult relația CSFC. Da, chiar Andrei Nipolescu, pe scaunul pe care stai tu acum două săptămâni, a menționat el că își dorește... Eu m-am întâlnit astăzi cu el pe holurile de la CSE, așa că nu. Mă bucură relația asta. Totul converge într-o direcție foarte bună și într-o direcție unică, să spun așa. Da, eu din câte știu... Nu știu cât poți să spui tu, dar pot să spun eu, e vorba de a coopta CSE-ul în acționariat, dar eu din câte îmi dau seama se dorește până în acel moment, pentru că trebuie să iasă Dinamo din insolvență, să există o colaborare la nivel de academie. Exact. Acolo unde CSE Dinamo are lucrurile mult, mult mai bine puse la cale. Da, va deveni un pic dificil din vară, pentru că... În momentul ăsta, oricum suntem înghesuiți cu terenurile, când începe demolarea, jumate din sintetic va dispărea. Uite, asta era o întrebare bună. Câți copii are Academia, aproximativ? Fără echipa mare, undeva la 520. 520, plecând de la care prima grupă? 6 ani. 6 ani. Și pe fiecare grupă sunt mai multe? Au două, trei serii. Două, trei serii. Wow. Pe mine mă distrează că eu sunt sunat la orice. Numărul meu este cel de la Academie și clar, nu avem voie să primim până la 6 ani. Da. Apropo, în Germania nu primesc decât de la 8 ani în sus. Un lucru foarte bun. Și când sunt sunat, copilul meu are aproape 3 ani. Aproape 3 ani jumate. Zic, și noi ce vin avem? Adică oamenii înțeleg că au, domnule, care energie și că Cătăline, să mă iertă Dumnezeu, eu am văzut copiii ăștia când vin, că au venit și sub 5 ani, păi ăia adună pietricele după jos, ia fură fluierul antrenorului, n-au nicio treabă cu fotbalul. Și dacă îi aduci la fotbal de la 5 ani, la 9, la 10 se lasă. Da, e foarte, foarte. E statistică. Da, e cam de vreme. Și eu am asistat la Dortmund, în Germania, am avut ocazia să merg. Un prieten foarte bun al meu era șeful fotbalului feminin în Germania și m-am dus la Dortmund, pe lângă faptul că am văzut și am dat mâna cu foști mari fotbaliști pe care îi cunoștea, Lothar Matthäus, wow. Deci pentru mine a fost wow. În fine. Campion mondial. Și mi-a spus, păi, de la 8 ani în sus și atunci când se face selecția, în primul rând, deci nu interesează mingea, cum dai în minge, înălțimea, talia. Și la un moment dat sunt unii care le spun, încerca asta anul. Înțelegi? Nu interesează ce știu cu mingea, ci că fotbal învățăm noi. Uite, chiar să avem, cum spuneam acum câțiva ani într-o emisiune, că discută cu jucători sau copii și vrea să vadă și părinții, să cunoască părinții. Exact. Numai ca să-ți dai seama exact. Unde ar fi înălțimea ta la care ai putea ajunge. Și există și excepții. Uite, a fost jucătorul la Dinamo Dinița care venea. Dar am academie. Când am văzut părinții, am zis, doamne, de ce l-au adus la fotbal? Putea să ducă la alt sport. Și copilul e după părinților la înălțime. Apropo de asta, am avut